Ne facem de râs pe internet, mama. Ne facem? Ia, ai văzut ce a făcut? A pus Maria mâna pe mașina de tuns, da? Vă salutăm cu respect, distinși loc spectatori. În vlogul de astăzi tundem sășica. Lasă la mine, dragă. Eu nu știu ce așteaptă. Foarte încântată. Ce urmează să se întâmple? O tundem pe Sasha. O, da. O să fie interesant. Care este primul pas? Băiță. După care ne apucăm de tunsul propriu-zis. Mi-e frică. Hai să înceapă treaba. Hai. A văzut cada. Hop! Ce pasa, seniorita? Pentru că mulți dintre voi mă întrebați ce produse folosim pentru Sasha, astea sunt. Le-am luat de la salonul unde o tundem noi în mod normal. Yves Saint Bernard se numesc, le găsiți online. Este gama Crystal Clean, este special pentru blana albă. Șamponul este negru, să vedeți. Acest clip nu este sponsorizat de Yves Saint Bernard și nici de Yves Saint Laurent și nu e doar sponsorizat de blana Sachei. Da. Ia uite-te la ea. Să înceapă paranghelia. Doamne, doamne. Și cum este asta? Hai, să-l aici. Să-l aici, că e miel. Ai scăpat anul ăsta cu coronavirusul ăsta. Cum e șamponul? E negru, băi, da. Da, pentru că are o substanță care albește blana. Ce chestie, cu negru se face alb. Da, de fapt el este albostrui, așa cum te vezi. Aha, e cerneală. Da, iubire, ce-i mai plac, e masaj. Hai, Sasha, să ne scuturăm. Hai, scutură-te. Hai, scutură-te. Nu-mi place că e filmată. Nu-mi place că e filmată, mă. Așa. Masaj, masaj. Doamne, ce fată ești, e un cârnăcior. Deci acum tu ce faci? O șterg și după aia o dau cu fionul. Așa. Băi, e ca un normă, uitați-vă la ea. Momentul ei de fericire că știe că urmează să primească recompensă pentru că a stat cu minte. Mă rog. Cât? Cum a stat ea? Hai! Hai să înceapă! Hai! Hai! Hai, că urmează partea a doua acum. Nu știi ce te așteaptă. Doamne și domnilor, am adus masa de pe terasă. Sasha, ai cea mai vagă idee ce urmează să se întâmple? Nici eu n-am cea mai vagă idee ce urmează să se întâmple. Mă scură că de vă scoate. Ai fix gândită să nu-i sperie. Da, nu, iubirea mea, să n-am amintit asta de tuns. Ce să face? Să știți că am uitat la foarte multe tutoriale pe internet. Mi-e super frică. Da, n-ai ce să pățească. Cel mai rău ca să o greșesc, să o fac să arate dubios, atât. Să greșesc, da. De rănit n-ai cum să o rănești, asta e clar. Clar, n-am cum să o rănești, da. Parcă n-aș vrea să o greșesc. Las că zilele ce urmează îmi vine și mie rândul. Ia uitați ce mi-a luat o razna pe aici apărut. Deci ne-am comandat o mașină de tuns special pentru câinea Oana, prietena noastră care tunde pe tufo acasă, ne-a recomandat-o. Cum se numește? Camon. Camon se numește. A, uite aici, asta e. Da. Acest clip nu e sponsorizat de Camon sau de cineva, e sponsorizat doar de blana Sashei, așa se numește. Da. Bun. Cât a costat? 189 de lei. Foarte bine. Haide să șica, hai să vedem acțiune. Și vă mai trebuie o farfecă de filat. Arată așa, o parte cu piept, una piept, o parte este foarfecă. Cât a costat? Asta a costat 40 de lei, este de la oameni. Am cumpărat-o de la Cupio, așa? Aha. Ar mai fi trebuit o farfecă, dar nu știu unde e, o să tunem cu asta. Asta e. Piepton, perie și mult noroc. Din ce m-am uitat eu pe internet, la tot felul de tutoriale, tunsul se face întotdeauna în sensul creșterii firelor de păr, adică nu o tundeți așa, pentru că s-ar putea să se lăsați găuși, o tundem în sensul... Hai să vedem! Hai, șezi, mama! Șezi și începem de aici, de la gât. A, ce ai, mă, că e super soft! Stai și stai, mama! Nici nu se agită, e super. Foarte mișto. E super ok. Doamne și domnilor, blană de Sasha.
Zici că e vată. Da, e foarte moale. După tot haosul ăsta trebuie să spălăm bine masa, să dăm cu aspiratorul. Da, uitați aici. ADN de sășica. Ce blană e. Dedelușule, unde fugi, mamă? Zgăraș. Unde fugi tu, suflete? Unde fugi tu? Doamne, cât de frumoasă e. Bine. Eu sunt coada mop, așa? O să eu mai tund un pic, am văzut eu o tehnică. Să ia nu știu cum, uite, pot să deci fac... Deci mai zis că așa, nu? Nu, așa. Așa? Aici, da. Ia. Hai, te uiți tu cum crește părul, aici crește așa, aici dacă vrei să tunzi pe aici, trebuie să tunzi... Ia. Câte unul la o parte, lasă-mi și mie momentul meu de glorie. E așa, codiță. Știi că tu nu tunzi acum, nu? E greu. Ești foarte gingaș. E chiar mișto mașina asta, îmi place. Cred că te putem tune și pe tine cu ea, nu? Da. Tu cum faci cu lăbuța? Stai și stai, stai, stai. Am așa un vis al meu să mă fac la un moment dat grumăr de câini, deci mi-e place super mult. Grumăr? Adică frizer? Da, frizer de câină. Deci... Bun, și acum să facem burtica. Stai, nu vrei să fac eu? Ia de mie. Că tu o ții. Cu delicate țătun. Mamă, deci... Ana, dacă vezi vlogul ăsta, ești o eroină. Foarte greu. Ana e tipa care o tunde pe sași. Da. De la lăbuțe fericite. Ia să te văd, dragoste, ia să te văd, codița. Super la detaliu ce a făcut aici la fund. Super tare. O zi întreagă m-am uitat la tutoriale pe internet. Ca să fiu sigură că nu greșesc. Da, vă dați seama că noi avem și un standard, da? Ana o tunde super, mega fain. Dacă o greșesc, după aia o să-mi plâng în pumn. Crește părul, dar parcă aș vrea să fie drăguță. Doamne, deci în zile să te bați cu zăpadă. Se șuca. Te roagă mama din tot sufletul. Trebuie să-i țin aici lăbuța să poți să o tund la sub braț. Măi, măi, ce e asta? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Hai, hai și în partea asta. Te facem super fashion. Așa, așa. Nu, trebuie să iei mâna de acolo. Eu acolo trebuie să tund. Voi ziceți că nu e așa ușor pe cum pare. Uitați-vă ce față are. E la modul, iar mă tunde. Salvați-mă. Și, te rog eu din suflet, mai avem, nu avem atât de mult. Dar trebuie să stai, leuțul meu frumos. Hai. Uitați-vă la ea ce față are. E absolut adorabilă. Aș lăsa-o pe smota ce e, zici că e un căluț. Mă, tu ești căluț sau ești câinuț? Ce ești tu? Asta vreau să știu eu, ce ești tu? Aici. Te lau, fac mai scurt, pentru că îi crește atât repede blana. Doamne, deci ne terorizează. Super tare, ce e făcut super mișto contorul la răbuți. Aici a ciuntit-o, dar o să-i crească blană. S-a mișcat și a intrat mașina, mai adun, nu am ce să-i fac. Băi, super ok, mie că după aia o să înceapă lumea din comunitate să zică ne aducă ții ca să-i tundem. Deci atât de bine ce-a făcut aia șef. Bine, ideea e că oricum, și când o luăm de la tuns de la salon, na, arată super, da, mi se pare că cel mai frumos arată cam la o săptămână jumate, două, după când începe să-i crească puțin blana și e fix ca un ied. De. Mamă, dacă nu te mișcai tu acolo, erai și tu perfect acum. Da, se vede. Uitați-vă, da? S-a mișcat și a intrat mașina. Uite, îți place? Hai, te fac o foarfeca, dar nu te mai mișca în continuu. Ești tu artist, asta ești, ia de-o pieptonul. Să nu îndrăznești, să nu îndrăznești.
Da, mă pupi acum, da? Suntem prietene, nu? Aia arată super bine, asta e, uite. Vezi, e pufoasă, așa, asta e. Fac un moț, ca să fiu sigură că nu, în haosul pe care îl provoacă ea, nu-i ating din greșeală urechile, știi? Lasă-ți moțul. Doamne! Deci dacă o greșesc la cap, deci mare, mare bătălie ce-ți dau asta, așa jur. Cum fac eu cu acest câine care nu vrea să stea? Cum fac? Asta este întrebarea. Și mai bag aici. Deci asta de aici trebuie să dispară părul ăsta, îl vezi? Coama. Și nu stă. Sasha, te roagă mama ta, te rog eu din tot sufletul meu. Hai, hai că mai avem puțin, dar nu toată coama, asta e problema, că trebuie împărțit. Știi, uite asta, bucata asta trebuie să o iau cu mașina. Lasă, nu, nu, nu mai pune și tu mâna. Că mai mult o speriem când suntem cu atâția cu mâinile pe ea. Mă așteptam să fie mai, mai greu la asta cu capul, dar cel mai greu a fost la lăbuțe, fraților. Hai mă, că mă pricep! Da. Mai avem urechile. Fac puțin o uită aici. Ce zic? Cred că îi vedeți fața. Uitați-vă la... Vai de mine cât de dulce e! Nu există pe lumea asta așa am ceva. Am mobilizat-o, n-are ce să mai fac acum. Mamă, dar e extraordinar de dulce. Deci cadrul ăla, mamă. Ia. Deci să-mi bag picioare dacă nu mă fac grumă, gata. Așa. Vai cât de bine am făcut-o. Mai trebuie un pic cu foarfecă, uite. Vezi, mi-am făcut aici frumos gâtul. E chiar... chiar bine. Hai. Bravo, Georgia. Hai. Dar tu nu suporti nimic, mă, copilule. Aici pur și simplu nu e o tehnică, e de ochi, adică, nu știu, eu am mai tuns-o pe Sasha la cap, de multe ori, adică boticul aici e tuns, îl tund în permanență. Am tuns o ureche, eu mai am și pasta, dar voiam să vă arăt cum se tunde bretonul. Da, ce bine a ieșit. Nu? Micuță, așa, frumoasă. Da. Stai cu minte. Sasha, v-am zis că a avut o problemă cu blana, a căzut foarte tare, de obicei are părul foarte des. Cum se tunde bretonul? Hei, 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 ce se întâmplă aici? Împieptănați părul peste ochi așa și încercați să-l tundeți pe semirotund. Foarfeca asta este aur. Pur și simplu, e la ochi. Faceți un semirotund. Îl dați pe spate, e așa, super pufos. Aici trebuie să mai lucrez. Acum trebuie să mai lucrez. Și urechile? Urechea asta e tunsă, uite-o. Nu, e și perfect urechea. Și mai am pasta. Hai să ne prebus. Hai, rezolvă situația. Mai avem un pic și terminăm. Suntem gata? Da. Doamnelor și domnilor, avem o sășică tunsă. Bă, a ieșit. Da, a ieșit frumos. Ia să te văd. Ia să te văd. Uite aici, mă trebuie un pic. Facem corecțiune la locul de muncă, cu dezinfectant. Cu igienol am dat. Tot. Uitați-vă la ea, deci a ieșit absolut superb. Ia Sasha, ia să te vedem. Da. Georgiana, ești angajată. Mulțumesc. Doamne și domnilor, acesta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut toată nebunia. Aceasta este Sasha tunsă de mine. Impecabil, impecabil, Georgiana. Superb, mama, e superb. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja și desigur urmăriți-o pe Sasha pe Instagram, Sasha Doarme, pentru că acolo vom pune poze cu ea proaspăt tunsă. Bă, uite, bă, ce piele roz are, bă, frate, bă, ce... Bravo, mă! Porcușoară avem noi. Bravo, ai fost foarte cu minte. Sper șmecher. Pa!